cunoște că vrea să ne iei casele este, săraiele este să strânge și să le iei, tot. Tot ne iei, noi nu suntem oameni. Dar dumneavoastră locuiți în blocul ăsta și ați folosit pământul ăsta 40 de ani sau cât? Da. Așa. Și aveți documente pentru pământul ăsta? Ei, am avut. De la primărie, când erați cu soroc? De la primărie, ne-a dat cel care măsura pământul, ne-a dat. A, păi e agentul m-am dus cu dânsul cadastral, da. Cum să te m-am la dus la... Da, mai de tare, că da, om care soră de mare, băie. Bună ziua. Oleg Brega, de la Curaj TV. Și zice doamna că ați folosit pământul ăsta mulți ani. Și da. După aceea, când ați trecut de la primărie Soroca la Zastânca, ea ca velie și l-a dat da. Pentru construcție. El așa și l-a dat, deodată ni l-a dat în folosință. Mi-a spus așa. Pentru că locuiți aici da. Și ca și cum în folosință. Fiecare, pe... da. Înainte, vedeți cum persoanele s-au lucrat la, la sistemul, asta au fost în terasă, au fost tehnicum și lucrat la ferma de vitei și în astea. Și la fiecare s-au revenit conform cu apartamentul, fiecare o bucățică de pământ. Suprafață, da, ca să crească pentru... Și ne l-au dat în folosință. Noi am vrut să-l privatizăm, că nu am venit sistem de privatizare, noi am vrut să-l privatizăm. Și nu ne-au dat voie, că pământul nu se privatizează. Dar noi vă-l dăm în folosință, să-l folosiți cât aveți nevoie. Și fără acte doveditoare. Fără, da, da. Și noi când ne-am întrezat într-o zi, vine și zice că ia căutați-o, noi trebuie să vă luăm pământul ăsta, că el e dat loc de casă. Păi stați oameni buni, de ce n-ați întrebat întâi de noi? Noi poate îl cumpărăm noi, oricum să faci exact, și schema exact. Asta, nu știu, dar ne-l-ați dat în folosință, înseamnă că ne-l-ați dat să ne folosim. Ar trebui să avem primii dreptul să-l privatizăm, da, trebuie să vezi să-l primarul să ne întrebe, ia că așa și așa. Dar când s-o mutat de la Soroca la Zastânca? Că sunteți cam pe graniță cumva, nu? Da, undeva... cu vreo câți ani urmă, vreo 5 ani urmă. Doar vreo 5 ani urmă ați trecut de la Soroca la Zastânca. De la Soroca la Zastânca. Ori mai mult, nu, mai mult, Matin, că nu vreo 5, mai mult, vreo 10 ani urmă, cam așa ceva. Casa ne-a luat, pe noi nici nu ne-a întrebat, nu am vrut să întrebi. Și sunteți altă adresă de-a mai și, Eminescu, da, nu știu cum, da? Eminescu 1. Dar erați, nu știu cum, calea Bălțul 135. Сначала была татарбунарская. Эй, дам, это не важно, да. А потом была каля белс. Și ați folosit pământurile astea o bucată de vreme, amul l-a luat și îl dau la construcții și vor să vă demoleze. Garajele este și care și mai are. Din 75 am primit. Știți, pe noi, în primul, nu ne-o prind în nu ne-o spus nici. Vine omul cu codul care, codul cadastral, are, gata, e proprietar. Titlul pe pământ. Gata, el e pe astea, dar stați o leacă, trebuie să ne întrebați pe noi. Când la alegeri, vin îndată la noi și hai, vă rog, să ne legem ca să facem și ei, știi, promit, mare așteptare. Dar la urmă ne trezăm că n-avem măcar unii astea... Rămâneți cu cutia asta de trăit și atât. Da? Am înțeles că nici toaletă n-au unii. Nu avem. Și ieșiți afară și acum o să rămâneți fără toaletă. Da, la noi tot e cum zici, în comun. Și din fiecare acolo, fiecare s-a făcut a lui, ca cum se vede, fiecare s-a făcut un a lui. Un garaj, tot da, așa, da. Da, garaj, fiecare s-a făcut. Dar dacă ne mai ieși astea, nici nu avem unde duși. Rămâneți în cutia asta fără servicii elementare. Fără canalizare, fără viceu, fără ea, ca așa rămânem, mai închipuiți? Cum străim noi mai departe în traia asta? Nu ne-a făcut remont, nu ne-a făcut nimic, da? Că la mine și-am ne-a rugat câți ani în urmă, că era casa încă la astea, să ne facă cuperișul. Tot așa, ne-a promis și la Chișinău și-a scris și ea, necătând că nu știm, poate într-adevăr s-a finanțat ceva bani pentru cuperișul ăsta. Că noi am scris și la Chișinău și era alt primar. Și-a zis că gata, noi vă fășim, noi să vă ajutăm. Când în sfârșit, gata, iar au trecut, noi singuri am făcut puterile noastre, au trecut de-a mea ca 10 ani, că garanție cu astea și-am acoperit noi, garanție s-a terminat cu linohrom, s-a terminat garanție și am uiat că aia de întâi curge pe la acoperiș la doilea etaj. Vele. Eu de pildă trăiesc la doilea etaj, după ploile este strașnic și încălzire tot fiecare autonomă cu fiecare călzire, gaz, măcar aveți gaz. Canalizare, fiecare s-a tras care și cum a putut, e ca așa trăim noi și-a. Asta e ceva, nu știu. Când la alegeri toți vor să-i alegem, toți vor să-i promit una și alta. Dar ce v-a promis? Cei care au candidat și au ajuns acum primar, ce v-a promis? Că o să vă dea în folosând sau o să vă dea să privatizați pământurile astea sau ce promis? S-au zis că a să avem grijă de voi, dar nu spus ce anume o să fac. Cam așa ceva. Cam așa. Cam așa ceva. Găvărite i vă toși. Vă ж не говорили. Găvărite vă cum au уже. Я не знаю, что ты говорила. Все рассказала, но по-румынски, а вы говорите по-русски. Мы столько лет здесь работаем, и нас никто не считает за людей. Нас вообще изолировали. Почему не возьмут на учет, не поставили, что на баланс эти дома?
мы же тоже люди. Так вы принадлежите примарии Застынки уже? Да. 20 семей? 12. На 12, а там 8. 20. Ну, про нас нет, говорим. Ну, так эти, то почему нет? И оставлять вот так без этого куточка. И все время вы незаконно. Значит, мы всю жизнь тут жили, и это мы все незаконно. Еще будете платить за это. Там у меня зашли, надо выгнать. И вот. И что вы намерены делать? Откуда я знаю, что нам делать? Вот и бьемся. Протест? Пойти в суд? Мы уже были в суде. А что было в суде? Да мы были кто в 2010 году. Были с этим... Бутуком. Павел Николаевич был с нами. Он да. Еще примаром не был. Ты говори, я думал, кого-то там... Он и хотел мы когда стать... пошли, он сказал, что эту землю не заберут. Угу. И в суде тоже так же сказали, землю не забираем. Угу. А забрали? А теперь вот забрали. Во время его правления он стал примарем и забрали землю, да? Ну, он же 9-й год, 9 лет примар. Ужас. Скоро будет больше. Понятно. Bună seara. Сплинг oamenii ăștia că vă lua pământ. Aveți dumneavoastră aici garaj, toalete? Конечно. Și? Ce o să faceți dacă vă iau pământul? Eu am la primar în poartă. Ну, марш на другого. Вот марш на другого. Рын. Да че, ну ау стати депурари, ну пас вы коннектезе ла канализаре. О, да ну вот. Хай сфашим он протест. Пати ну аз, да, в зилле урматуаре. Аз дам ну и немин. Чем ла порта ла примар, ком зачет вы? Стоя ищ пе апропи? Я у тебя поло я, я каи пшти. Да будем традиварки. Ходим поло десу, я вам вувузела. Până acum, avem box, să-și facem pe o hărmălaie, muș. Facem protest, facem în fața lui, facem. Să ținem minte duminica mare. Să ținem minte toată viața. Haideam, poate îl prindem acasă. Idem la protest? Dacă primarul stă aproape. О, не вон дома же сюда видно. Отлично. Кто идет с нами на протест? Два этажа. И дорогой. Протестовать закон? По закону можно протестовать до 50 людей, когда угодно, где угодно. Шпате ши акас ша иши ша эксплика, кум аша ел ву промис, ко сводя памэнту фолосинц, ац мерс ла ждикат, шини к шини су ждикат, штис чева процесс шела? Шини посли эксплика? Да шини су ждика к шини? Да и документи некои, хостяка. Да шини к шини су ждика коло, ну штис? La Bălți, că a fost la un proces la Bălți. Am fost. Atunci documente au fost primării, au dat voie noi să privatizăm bucata asta, hotărât. Dar vecinii s-au sfădit aici a noștri și un vecin era protiv. Că trebuie tot și bă, păi de test trebuie și bă de acord. Și eu a scris, eu nu e legitim că nu tot să vecinii să de acord. Și s-a anulat. Așa s-a întâmplat, da, s-a anulat. Și doar pământul a revenit primăriei și primăria a făcut ce a vrut. Au rămas, da. Am înțeles. Dar nu e nostru. Și am ftihărea, au făcut, am tipa și l-au vândut, am este... Deci pretenția la primară e că nu v-a anunțat că pământul e scos la vânzare. Nu. Că l-ați fi cumpărat, poate, nu? Sau? Nu, nu a fost nică anunțată. Haidem, cine merge la protest la primărie? Scot chiar acum boxa. Nu la primărie, la primar acasă. Scot chiar acum boxa.